este începutul de Vlogmas 8. Nu știu dacă o să fie, practic, ultimul Vlogmas înainte de Crăciun, pentru că după aia... Eu o să fac Vlogmas toată luna decembrie, adică nu l-am gândit doar pentru Crăciun. Însă nu știu dacă până de Crăciun mai reușesc să filmez ceva. Ținând cont că astăzi este miercuri și ați văzut că eu, în ce ritm, reușesc să filmez și mai ales să editez. Da. Eu oricum mă apreciez că am reușit să fac Vlogmas, adică asta mi se pare o mare reușită. Așa. Astăzi e o zi tare frumoasă, îmi plac răsăriturile de soare din ultimele zile pentru că este ger, aerul fiind foarte rece și fiind așa și ca un fel de ceață dimineața, se vede foarte frumos. Eu undeva văd așa, de la geamul de uneia dintre camere, văd printre clădiri, așa, printre blocuri, o fâșie unde se vede frumos când răsare soarele. Am noroc că stau într-un cartier care nu este foarte suprapopulat de blocuri, cum, nu știu, ar fi Berceniu, Militariu, Pantelimonul, unde efectiv nu vezi nimic, decât doar dacă stai foarte sus sau la marginea cartierului. Aici inclusiv cei care sunt pe la mijloc, să zic așa, mai avem noroc că au mai rămas cartiere de case. Și asta ne salvează foarte mult. Bun, luasem acest porfar de la Chanel, pentru că mi-am adus aminte acum de el, că nu mai știu ce am în interior. Știu că l-am pus la un moment dat bine, culmea, sub niște Discovery kituri de parfumuri. Și mă uitam eu ieri, zic, dar oare eu ce? Voi avea parfumuri de la pus la parfumuri? Și nu cred. Hai să mă uit să văd ce mai am prin el. Așa, cu ocazia asta vreau să vă spun că m-am trezit dimineața, m-am spălat pe față doar cu apă, vă? Și am pulverizat de două ori, stai cum să vă arăt ce e în așa, tot pulverizez pe față acest facial mist cu CBD de la Imar, pe care de când l-am luat, practic de când am fost la ei la fabrică, e cred că primul Vlogmas, uitați cât am consumat din el, pentru că îmi place foarte mult ce face, îmi place foarte mult cum lasă pielea. Și cred că sunt într-o perioadă în care am momente când simt nevoia să nu am nimic pe față, nici o cremă, nici un ser, absolut nimic. Asta de obicei se întâmplă, am observat la mine în ultimii ani, din când în când mă apucă o chestie, în dimineața asta nu vreau să mă dau cu nimic pe față, decât tot așa, cu un facial mist, de obicei și cam atât. Sau cel mult dau un pic pe buze, să zicem. Așa. Și m-am tot dat și aseară mi-a făcut rutină. Cap-coadă. Loțiune tonică, ser, cremă de ochi, cremă de față. Adică nu se pune problema, dar astăzi pur și simplu, nu știu, m-am... Așa m-am trezit și văd că n-am nici poftă de mâncare. Mi-am făcut un castronel cu o fulgi de aia de ovăz și cu ciocolată de la Dr. Oetker. Am zis că n-ar fi cea mai bună variantă, că mai e și zahăr pe acolo. Mai sunt. Nu mi se pare atât de dulci și nu e ca și cum aș mânca tot. Și nu e ca și cum aș mânca momentan, că aștept de jumătate de oră să vină pofta, de o oră aștept să vină pofta de mâncare. Am tăiat și niște banane deasupra, asta acolo undeva, castronelul ascuns după pom, poate mi se face foame. Până un alt, hai să vedem că tot vi l-am învârtit așa. Uitați-am aici tot felul de chestiuțe. Asta a fost probabil ceva... Mă gândesc eu că a fost într-una din cumpărăturile sau vreo două cumpărături la Place Vendôme și le-am adunat eu și pe toate. Am o mostră din Chanel Le Lion, o mostră din Nerolia Vetiver de la Guerlain. Doamne, de ce? Nu știu ce se întâmplă cu Guerlain în ultima vreme, dar ne ducem într-un auriu și într-un arabesc de aspect. Jardin sur le Nil de la Hermès, da? Un parfum ce se poate purta oricând. Abbey Royal, ăsta e Renew Repair Eye Serum. Da, ăsta chiar o să-l încerc pentru că cel pentru față nu pot să-l duc pentru că are acid glicolic și l-am încercat odată nefiind atentă la lista de
Așa arată asta de old, nefiind atentă la lista de ingrediente și nu știam ce mă arde pe față și ce mă roșește. Nu trebuia să fac și o reclamație, să zic, hai, uite ce a făcut chiar lampă. Eu nu suport niciun fel de acet glicolic. Atunci, și în general am o problemă cu acizii de exfoliere. Dacă o să tot vedeți la unghia asta un pic de negru aici, să știți că nu este mizerie. Țin să fac aceste comentarii pentru că la câte critici și reclamații primesc eu pentru orice firicel de păr în orice, am avut o lovitură la deget și mi-a mai rămas un pic din cheagul de sânge care, și vânătaia care s-a făcut sub unghie. Nu am cum să scot, am mai încercat așa din celule moarte care se adună acolo pe acea rană să scot, dar nu pot. Așa că dacă deranjează pe cineva foarte tare, da, noi cei care suntem în online și care suntem așa și mai deschiși, așa trebuie să fim atenți la toate lucrurile astea, că sunt persoane extrem de sensibile. Nu pot... Rosy Cabana! Da, ăsta este din colecția Hermesense. Mi-a trimis Stefanul de Cant. Uite, chiar că nu m-am dat cu niciun parfum dimineața asta, ăsta va fi parfumul dimineții. Și că zicea el că e unul din parfumurile lui preferate. Adevărul că este foarte... Exact stilul acela de parfum de la Hermes, foarte proaspăt, foarte uplifting. Vai de mine, am ajuns eu să stau. Îți dă o stare așa, de creștere. Da, și mai am pe aici la roz barbar, mai am un spiritueux dublu vanille, dar uite ce mă bucur eu că am găsit aici, vreau să vă arăt, pentru că la noi nu am văzut să fie apărut, sau dacă ați văzut, spuneți-mi și mie. Este această nouă gamă de la Clarins, care se numește Precious și apropo de altă chestie, dacă se mai aude un fundal tușind, copilul meu a răcit că na, așa e la școală și se mai aude că dincolo are meditații la matematică online și când vorbește normal, mai deranjează gâtul și mai tușește din când în când, dar să știți că eu l-aud foarte slab, deci voi probabil o să auziți ceva ca un... Da, pentru că am avut odată chestia asta și mi-a comentat cineva că vai că se aude pe fundal din când în când cineva tușind. Păi știi și eu trăiesc între oameni, stau într-un bloc, când filmez nu mă duc undeva într-un studio și mă închid acolo. Da, asta este, cum ar veni, o gamă de vârf de la Clarins și mă bucur că au, prin această gamă Precious, au atentat și ei la acea zonă mai de lux, mai de high-end a... îngrijirii tenului, nu pentru că ei nu ar fi avut produse din zona asta, însă ei se încadrau undeva la o linie, să zic, adică ai alea de hidratare, după aia alea de nutriție, după aia alea gama roșie, de obicei, care este de super protecție și regenerare. Și acum au scos Precious, care na, intră în linie cu tot ce înseamnă orchidee imperial de la Guerlain, cu gamele astea de la Sisley Paris, nu știu, că intră în zona asta, știi, și de lux și de, nu știu aici, dacă sunt în mostrele mai deosebite, nu pot să-mi dau seama. Opa! Da, uite, și culoarea, deci e așa pe auriu. Ce trebuie să știți este că și ambalajele de full size sunt foarte frumoase, sunt cu capace aurii, sunt foarte elegante. Nu mai rețin exact care este ingredientul vedetă, dar știu că e o floare din care se cremă, eu am așa, cremă de ochi, cremă și asta este loțiunea. Știu că se învârte în jurul unui extract vegetal, mai prețios, normal că de-aia spune Precious. Și a fost la... Ia, uitați, ce drăguție. Și a fost lansată anul acesta și na, e și destul de scumpicică gama, adică na, e vreo 200 de euro cred că crema. Am deschis site-ul clarins.fr.fr ca să mă lămuresc. Da, extractul prețios de care vă spuneam este este dintr-o floare de cactus care se cheamă Regina Nopții, Princesse de la Nuit sau Selenicereus Grandifloris.
cultivată în Franța, deci e o plantă mai deosebită. Și în același timp, toată gama este comunicată ca având 90% ingrediente de origine naturală și, după cum știți, Clarins are o expertiză pe ingredientele vegetale de foarte mulți ani. Ce bine miroase acest... O să mai las acest roz Ikebana. O să mă soțească astăzi, mai ales că zilele astea am cam exagerat. Știți ce? Am descoperit un layering, fac o mică paranteză, foarte interesant. Cristal de la Chanel Eau de Parfum, Allure de la Chanel, cred că tot Eau de Parfum, și Adulter de la Maison Olfactif. Este letal. Adică vreau să vă spun că m-am dat în seara în care m-am dat cu toate chestiile astea, plecam la un eveniment. Și circulam cu un șofer de la ELEC, cu care am mai circulat și altădată cu discuții de-alea fade, gri. Bună ziua, doamnă, ce mai faceți? Adică sau ne așteaptă traficul, este trafic, cu chestiile astea. Când am intrat în mașină, m-a zis, doamne, cât de bine mirosesc după aia. Și ce, da, adică și-a dat seama ca asta, dar a fost... Adică, într-adevăr, chiar mirosea foarte bine combinația. Era wow. Și eu vreau să vă zic că ajunsesem la eveniment și când mi-am dat haina jos, mă simțeam. Și după aia, când m-am dus înspre cuierul, înspre zona unde îmi lăsase haina, încă venea acel miros. Pe aia, când mi-am luat haina, iar mirosea. Deci, țineți minte, Chanel Cristal, Eau de Parfum, Chanel Allure, Eau de Parfum și Maison Olfactif Adulter, Extrait de Parfum. Da? Letal. Bun. Ca să mă întorc la gama aceasta Precious de la Clarins, pentru că sună foarte bine, deci crema conține și un trio de peptide care redensifică, refac, să zicem așa, structura pielii, au un extract de calanchoe officinal, je ne sais pas ce que c'est, nu știu ce e, astea, semințe de acerola și ulei de camelia. Despre uleiul de camelia se știe deja că e un extract prețios, știu că îl folosesc și cei de la Chanel, cu zaharuri din ovăzi bio. Da, ce să zic, e o structură interesantă ce are și în gamă. Dacă m-ar lăsa și pe mine să văd toată gama, pentru că știu că este loțiune, cremă de ochi, ser, crem riș și au și un instrument de... Am spus să vă arăt așa aici la mine pe ecran, cred că se vede, da? Deci, serul este cel mai scump, este 360 de euro, crema riș este și a 360 de euro, instrumentul ăsta de masaj este 56 de euro. Loțiunea este 115 euro, crema de ochi 150. Da, este o gamă scumpă, în mod evident, nu e ceva, se cheamă, și un o concentrație excepțională care redinamizează ceva care ei nu zic FOXO, proteina de longevitate pentru a neutraliza efectele timpului. O nouă viziune de îngrijiri, îngrijirea pielii, deja în 7 zile spun ei că conform studiilor lor se văd rezultate. Mai știu că Clarins nu prea scoate, ziceți, n-o să vedeți la Clarins pe bandă toată ziua, adică ei au niște produse, cum este de exemplu Double Serum. Double Serum este un produs iconic pentru ei și e un produs la care se lucrează, cam m-am încălzit, se lucrează de ani și ani și i-au tot îmbunătățit formula și ambalajul, totul făcut în așa fel încât să fie un produs care să răspundă din ce în ce mai bine cerințelor. Acum i-au făcut și textură ușoară, că na, majoritatea femeilor vor texturi ușoare. Ce-a pățit părul meu? S-a dus... am stat cu el învârtit așa. Deci eu cum, nu mai am nevoie de... Pentru că acum e destul de lung, deci că a trecut, nu se mai... Și atunci îl port așa, adică îl prind și îl învârt. Pur și simplu. Îl învârt și se face acel
ghemuleț sau nu știu cum să-i spun, în mod natural și bag firele așa pe dedesubt. Evident, câteodată nu stă foarte mult, că altădată stă. Se dă drumul acum. Da, deci asta vreau să vă zic, că mi se pare că asta cum se cheamă, gama aceasta nouă vine totuși după o perioadă în care s-au investit niște lucruri și știu că cei de la Clarins, cu adevărat deosebit, au propriile laboratoare de cercetare, au propria echipă de dezvoltare, și oarecum independență așa, ceea ce e destul de rar astăzi, pentru că, na, trebuie să știți, și Lancome și absolut toată lumea lucrează și cu prestatori, adică își fac produsele sau au echipe de dezvoltare pe care le au outsource, adică nu sunt neapărat angajaților, au și angajaților și la Estée Lauder și la L'Oréal și așa sont angajaților, dar uite, și Guerlain și Clarins au propriile lor echipe și oameni care lucrează cu ei de zeci de ani, că sunt acolo iar Clarins a fost mereu faimos pentru extractele vegetale. Ei au avut un de la ce bine miroase acest rozicheban, dar e foarte delicat. E foarte delicat. Nu e pentru publicul românesc. Sau nu e pentru publicul românesc de acum. Și asta cred că este marele atu al grupului Clarins. A mers foarte mult pe cercetare, pe dezvoltare, a mers pe puține produse inițial. Acum ei s-au dezvoltat așa în timp, pentru că e și cererea, e un brand care a crescut și financiar. Ce știu că a fost la un moment dat o discuție, Clarins a lansat foarte târziu o apă micelară, dacă putem să-i spunem așa. Cred că, de fapt, nici acum nu are o... Trebuie să mă uit un pic la demachiere. Nici acum nu cred că are chiar o apă micelară clasică, standard. Lotion de soin, lotion tonic, demachiant tonic expres, nu. Are o apă micelară demachiant, da, are. Dar foarte târziu a scos și o să vă spun de ce. Mi-aduc aminte că am urmărit la un moment dat niște materiale despre chestia asta și specialiștii Clarins spuneau, păi, dar noi credem în dubla demachiere din totdeauna, este principiul nostru. Au scos, până la urmă, apa micelară, să zicem așa, sub presiunea noilor consumatori. Da, cam asta vreau să vă zic despre Clarins. E un brand care mie îmi place de foarte, foarte mulți ani și am folosit și folosesc în permanență cel puțin 2-3 produse. Chiar și anul acesta, printre produsele preferate a fost laptele de machiant pentru ten uscat, din care chiar trebuie să-mi recumpăr, chiar dacă mai am și alte produse pe care le folosesc cu plăcere, însă acesta chiar e ceea ce mă completează, zic, cel mai bine în partea de demachiere, dacă pot să zic așa. Și eu, da, sunt adepta demachierii lapte de machiant, după care un produs de curățare. Întotdeauna mi-a plăcut formula asta, pe vremuri mai foloseam și chestia asta, lapte de machiant, loțiune tonică, când nu se știa de produs de curățare ca un săpun lichid, practic, toate aceste geluri de curățare, spune, practic, sunt o variantă de săpun lichid, dar pentru față. Ei, pe vremea când nu existau asta, se folosea loțiunea tonică cu care ștergeai fața, dar întotdeauna mă și clădeam cu apă și abia după aia aplicam ser și așa mai departe. Da, hai să intrăm așa un pic pe zona mai cu asperități în comunicare. Și vorba despre tot felul de lucruri neplăcute pe care le-am remarcat anul acesta pe zona de influencing și cred că totul un pic a culminat sau chiar a bubuit cu la noi în România cu tot felul de situații ale influencerilor mari precum Morodan, Dorian și mulți alții care se pare că fac fraudă, care se pare că consumă iresponsabil niște lucruri și apoi pun viața celor din jur în pericol și așa mai departe. Și acum, recent, a fost scandalul cu Chiara Ferrani, care a făcut o publicitate practic nedeclarată și a invitat pe italieni să cumpere nu știu ce cozonac, Balocco, care parcă Balocco,
care costa dublu față de cât costă el în mod normal, cu promisiunea că surplusul de bani va fi donat pentru nu știu ce spital de copii sau, în fine, o cauză umanitară destul de sensibilă. Și s-a dovedit că, de fapt, era un mare trombonel, ca să spun așa, pentru că controlele care s-au făcut au identificat faptul că nu a fost făcută niciun fel de donație, deși companiile chiar eferani își încasaseră surplusul de bani respectiv și suma contractată, dar donația nu a mai fost făcută. A ieșit, bineînțeles, chiar Ferani cu un discurs plângăcios și smiorcăit, cum am observat că este la modă de altfel în tot ceea ce înseamnă influenceri care au greșit ceva. Eu mă aduc aminte când a fost faza cu Ana Morodan. Măi, personal, știi, am empatizat un pic cu ea, la modul că i-am înțeles un pic faptul că e supra-solicitată, că își dorește să facă o afacere, că are oameni pe care îi plătește, că a deschis niște firme și că trebuie să țină un ritm și așa mai departe. Și că chestia asta pune presiune pe ea, că i-au murit părinții, că e destul de singură, poate că nu are prieteni real foarte mulți în jurul ei și că depresia a pus pe ea o greutate foarte puternică care a făcut-o să meargă la psihiatru, să ia foarte multe pastile care practic ei cam controlează viața și s-a trezit la volan cu aceste pastile. Ce să vezi, nu avea cine să o ducă cu mașina unde avea ea nevoie. Deci vă spun, ca femeie, ca om care am trecut prin depresie, ca om care sunt o persoană anxioasă, ca om care sufăr frecvent de surmenaj și simt când mă doboară munca și așa, am empatizat cu ea până la un punct și apoi mi-am dat seama, stai puțin, despre ce vorbim? Adică tu îți iei pastilele date de psihiatru și te urci foarte relaxată la volan, ai fost prisoată, te întorci acasă și pe aia te urci iar. Acolo cred că deja nu se mai pune problema de că erai depresivă, că erai supărat, nu știu ce ai mai căutat în mașină? Ce ai mai căutat? Stai, femeia, acasă. Și apoi multe alte cazuri, toți acești influenceri care fac tot felul de publicitate mascată, de publicitate pentru care nu emit facturi. Inițial am crezut că lucrul ăsta nu se mai întâmplă, dar așa pe Radio Șanț, pe surse, ca să spun, aflu de fapt că foarte mulți influenceri, medii, mijlocii, măricei, mari, fac foarte multe deal-uri unde și-au bani în plic și nu emit o factură cum face subsemnata și cum face mulți de ăștia care sunt emititei. Eu o facturez și, de ce vă spun sincer, și la parfumat. Dacă fac comisioane într-o lună de 200 de lei, eu pentru ea 200 de lei scot o factură, da? De-aia mie nu-mi rămână ea 200 de lei. Din ei nu-mi rămâne tot, că practic cam 40% se duce spre stat. Toate taxele și toate așa. Eu din tot ce câștig și cred că toți care suntem în situația asta, care suntem freelancer, dăm o grămadă de taxe către stat. Adică, pentru că eu îmi plătesc și sănătatea, asta e, îmi plătesc și sănătatea, îmi plătesc și șomajul și îmi plătesc și impozitul. Sunt cu toate la zi. Și atunci se duc banii ăștia, nu n-ai cum. Ei, și te uiți așa la alții cum mă aruncă cu milioanele și cu fițoșenile în jur și te miri și tu te întrebi, băi, dar eu de ce nu? Păi e o diferență. Și acum mă uitam că Ana Morodan se reface în Bali. Bă, nu toți ne permitem chestia asta. Vorba unei prietene. Știi cum ne refacem noi? Închidem televizorul, ne facem patul, ne luăm în pijama și ne băgăm în pat. Asta e refacerea. Pe aia te mai duci pe la bucătărie, mai speli 3 vase. Adică nu... Vreau să vă spun, adică, nu știu, mi se pare din partea ei... Îmi pare rău că mă duc acum spre Ana Morodan, nu e ea neapărat, dar ea e doar un exemplu. Pentru că și Andreea Rai cu această persoană care se poate regăsi numai în... Ea se poate reface numai în resorturi de lux, ca și multe altele, de fapt. Știu că văzusem recent acum o postare a unei alte mimoze de-astea inspiraționale de pe Instagram și care spunea: vai, ați remarcat că am lipsit câteva zile, vai, trebuia să-mi revin că nu știu ce problemă. Se înțelegea că ar fi avut un deces în familie și apoi dintr-o dată, pac, a doua zi, stați că am fost, m-am dus să-mi iau o rochie și nu știu ce. Sigur că când începi să faci toată această expunere în online și nu știu ce și viața ta depinde de asta, adică mă refer partea materială, asta e, chiar dacă ți-a murit cineva, chiar dacă ai o
dramă în familie, dacă tu ai contract ca a doua zi să te duci, să te mai muțărești, te îmbraci într-o rochie și să spui ce fericită te face pe din rochia aia, te duci. Da, sigur că ai putea să îmbraci puțin altfel acel mesaj și să faci un pic acel content mai apropiat de ceea ce simți, dar unii oameni pot disimula foarte bine asta. Da, adică e foarte... Știi ce-mi place? Adică ce-mi place? Ce mă amuză, de fapt? La toate aceste mimoze inspiraționale, că toate ne trimit către niște modalități de a ne ușura viața asta care nu ne sunt la îndemână și care nu sunt pentru toată lumea. Nu toată lumea poate să meargă să stea 2 luni, 3 luni în Bali, pe la resorturi de lux, masaj toată ziua, yoga, întâlniri spirituale și nu știu ce. Nu toată lumea poate să meargă într-un resort de lux o dată pe lună și să stea 2 săptămâni la spa și nu știu ce. Nu avem toți lucrul ăsta. Pe de altă parte, ai să fim cinstiți că lucrurile astea nu prea se fac numai din muncă cinstită. Adică, de unde aveți, fetelor, așa profitabilitate și așa încărcări de cifre de afaceri? Pentru că, totuși, în rezultatele alea de pe lista de firme, de la, da, nu prea se văd. Că, apropo, vorbim de bani și de lauda asta, vai, sunt o femeie de afaceri de succes, mă uitam la încasările My Geisha. Știți ce încasări a avut My Geisha anul trecut? Per total, compania în jur de 5 milioane de euro. Și mi-a de euro și să nu e mult. Adică eu cunosc companii care au mult mai mult decât atât, dar care nu se sparg între ghilimele între atâtea fițoșenii și între atâtea fandoseli cum fac aceste două domnițe. Sau de fapt e numai una, că cred că doar una dintre cele două bambi se ocupă de asta. Adică hai să ne adunăm un pic pe acasă, știi? Că nu vin toți banii din afacerea aia vai cât de muncită și de nu știu ce. Eu nu cred în aceste poezii de adormit copiii mici care au venit la AFI să-l vadă pe Jeremy. Apropo, nu știu dacă ați observat, marele eveniment My Geisha, unde a fost invitat Jeremy, mi-a plăcut de Jeremy, că Jeremy mi-a spus evident că am fost plătit să fac chestia asta. Ce nu mi-a plăcut la el, că nu și-a marcat toate clipurile și toate materialele ca fiind ad, deși are 2 milioane de followers, din respect și dintr-un oarecare considerent de responsabilitate, mai ales că el e acolo cu Jesus și așa, trebuia să-și pună la toate materialele cu My Geisha paid content sau ad sau adevăr. Nu știu dacă s-a observat, 99% din publicul care a fost acolo, au fost copii, puștani, care evident nu cumpără parfumuri, pentru că, na, au mai fost oameni pe care îi cunosc acolo și mi-au zis, băi, adică erau la cumpărături, erau în zonă și nu știam ce se întâmplă cu avalanșa aia de copii, așa, și evident că nu, copiii aia nu au venit să cumpere, nu sunt oameni care să cumpere parfumuri. Și nu știu dacă v-ați uitat că parfumurile de la My Geisha nici nu sunt ieftine, adică sunt undeva la 400 de lei în sus și fie vorba între noi, chiar nu își merită banii, v-am zis, am avut și cred că ați văzut clipul în care eu am făcut un mini review la toate mostrele pe care le-am primit din partea lor, care nu m-au convins, nu că să dau 400 de lei, nici măcar să dau 50 de lei pe mostră, dacă mi-ar apărea ocazia asta. Adică au fost în primul rând mai mult de jumătate dintre parfumuri am vrut să le arunc la gunoi, pentru că efectiv miroseau în casă și le învelisem în două pungulițe, le închisesem pentru că erau foarte împuțite, foarte toxice. Le-am dat cuiva care a vrut și el să le încerce să se lămurească și a zis, Ana, poți să le arunc la gunoi, te rog. Deși na, mi-e milă de munca oamenilor care fac aceste parfumuri, adică ea din fabrică, care chiar mă gândeam cu groază, mamă, să faci un puteliere la parfumurile astea, te intoxici, cred că le dă acelor oameni niște măști, ceva să poată să reziste. Da, și asta vreau să vă zic, adică sunt o grămadă de afaceri și de proiecte de astea inspiraționale, dar care nu se bazează pe realitate. Hai să fim serioși, că nu faci numai din vânzare de rochii, cârpe și agende, cum este Andreea Raicu, faci acest mare imperiu din care tu îți permiți toată ziua să te duci pe la tot felul de resorturi și să ne dai nouă lecții, cum să facem yoga pe plajă în Tenerife ca să scăpăm de stres și anxietate. Nu toată lumea ne permitem asta, mă uitam câte femei care muncesc foarte mult, pe care le cunosc, îmi spun, Ana, eu n-am mai fost într-un concediu, n-am mai ieșit în țară de 2 ani. Sau chiar recent vorbeam cu una dintre șoferițele de la ELEC, cu care merg eu, doamna Simona,
pe care o apreciez foarte mult. Muncește extraordinar și un părinte dedicat și un om cu o coloană vertebrală, îmi spunea că nu a ieșit niciodată din țară. Băi, te doare sufletul când vezi de astea, pentru că asta e munca aia reală, știi? Când chiar muncești și când practic tot ceea ce câștigi vine doar din mâinile tale, din ceea ce faci tu, din afacerea ta, din ceea asta, nu prea ai timp de atâtea flow-fleuri dintre astea, știi? N-ai când. Și asta mai știu inclusiv și de la oameni de afaceri foarte puternici care nu ajung să-și facă concedii și lucrurile astea sau ajung foarte puțin. Dar na, vedem că aceste mimoze își permit, ba se duc în Bali, ba se duc în Tenerife, ba se duc în Maldive, ba se duc în mai nu știu ce țări de astea exotice unde se pot ele relaxa. Măi, da, la nu știu, la voi acasă în sfrăgerie nu puteți să relaxa. Dacă tot așa sunteți atât de vă integrați în absolut oriunde, adică de ce ai mai făcut atâta yoga și de ce ești atât de life coach, așa, dacă tot timpul ai nevoie să pleci în resorturi de lux ca să te simți bine. Păi într-un resort de lux cam oricine se simți, ar simți bine, știi? Adică, da, chiar mă amuzam. Ana Morodan e și amuzantă, că Ana Morodan are și o chestie de asta de autoironie, spunea la un moment dat într-unul din clipurile ei sau interviuri, că băi, eu când plâng și sunt depresivă, eu vreau să mă duc la Ritz. Vreau să plâng într-o cameră de hotel la Ritz. Nu vreau să fiu undeva și amărâtă și săracă, știi? Și aici, păi, dau dreptate, că așa e. E mai bine să plângi într-o cameră la Ritz decât să plângi într-o garsonieră confort 3 din Pantelimon, știi? Adică e complet altceva. Suntem oameni, suntem și care, suntem afectați de lucrurile astea ambientale și ne fac bine sau ne fac rău lucrurile de acest gen. Dar overall, ca să fac așa o... să strâng toată informația asta așa, îți dau o concluzie, e foarte mult fake, foarte mult fake, foarte multă fraudă, foarte multă disimulare grosieră. Și mă uimește că încă lucrurile astea, știi, rezistă, încă lucrurile astea sunt, adică încă lucrurile astea se încurajează, adică cei care cresc în online nu în, acum, în acești ultimi 5-6 ani sau așa, cresc numai prin aceste lucruri nu tocmai ok. Toți cei care cresc au senzația că li se cuvine orice, au senzația că pot primi bani fără să scoată o factură, au senzația de foarte multe lucruri. Și, știți ce mai trist? Că practic n-au voi, bine, nu tu neapărat care te uiți acum, dar majoritatea celor care sunteți consumatori de social media, planul pe ei susțineți. Pentru că o să vă spun foarte direct. Multă lume spune, n-am mai avut timp să citesc blogul. Dar știi, uite, știi ce am văzut pe TikTok? Uite ce... dar pe TikTok te uiți. Da, păi stau și dau așa, dau swipe și mai văd una alta. Deci pe TikTok te uiți, dar nu ai... În alea 10-15 minute cât swipezi pe TikTok, nu ai timp să stai 10 minute să citești un articol pe blog. Nu neapărat la mine, ci la oricine altcineva. De asta contentul de calitate, pentru că eu susțin în continuare că cine face blogging... Până la urmă, cine face blogging și prost, tot e mai răsărit și pe o treaptă mai sus decât zona asta de numai de tiktokăreală și de chestii care sunt făcute să devină virale și nimic altceva. Dar asta e. Ăsta este adevăr. Lumea stă pe așa ceva, mai puțin pe lucrurile de calitate și chiar dacă vai mulți acum să zic, măi, dar eu caut conte de calitate. Nu caut conte de calitate dacă încă îi dai like lui Delia când îți prezintă ea colecțiile ei de parfum și la ea toate sunt la fel și la ea toate sunt, le ia la box, la nu știu cum le ia sau cum le primește. Dar nu te-ai uitat la cineva care face niște recenzii mai avizate, care vine cu niște informații, nu, e plictisitor acolo. Nu uităm la Delia sau nu mai știu cine îmi zicea acum recent că și-a luat o cremă pentru că povestise nu știu ce influenceriță așa și după aia i-a părut rău pentru că și-a cumpărat și ea crema și pe ea n-a ajutat-o cu nimic și nu i s-a părut nimic, ok. Zic, ok. Păi zic, dacă te mai uitai și la X și la Y, mai vedeai și alte păreri. Da, zice, aia mi-a apărut prima dată în recomandări, pe aia m-am uitat și la revedere. Ei, voilà, uitați-vă în asta și atunci nu vă mai mirați de ce se întâmplă. Bun, asta a fost, să zic așa,
Asta probabil va fi o mare parte din vlogmasul 7. O să vă mai arăt, evident, niște lucruri, că nu-l lăsăm doar așa, eu orbind în fața camerei. Și na, să vedem ce facem. A reușit să mă spăl pe păr și, ca de obicei, mi-am repus această betiță în păr ca să mi se aranjeze. Sunt cu farfeca în mână pentru că trebuie să fac un unboxing. Mi-a sosit comanda de la Notina, cadoul meu de Crăciun de la mine pentru mine, care nu este nici pe departe prea glamour, dacă vi-l imaginați, cum vin pachetele de la Notina, întotdeauna bine ambalate, extrem de bine ambalate. Așa, și o să vă mai arăt că mai am un cadou acolo, un unboxing care va fi foarte drăguț. În primul rând, mi-am mai luat și eu încă un Discovery kit de ăsta, cum găsiți pe Notino. Știți, probabil că de acum e de mult la ei, opțiunea să-ți alegi 5 mostre la un preț de, nu mai știu, că 30 și ceva de lei. Iar eu aici, în această cutiuță, am vrut să mai iau o mostră din Barberry Goddess, nu că nu l-aș fi mirosit destul, dar am zis hai să îi mai dau o șansă acestui vanilat. Mi-am mai luat o Aqua Alegorie Bosca Vanilla. După cum vedeți, am dat-o pe vanilii, pentru că pare că anul ăsta a fost anul vanilor. Da. Mai luat o mostră. Nu mai eram sigură dacă am din crema tratament de noapte de la Bay Royal și am pus-o și pe ea în coșul, în cutia de la... Să nu-mi cadă cutia, da? Așa arată, este un pliculeț, un șantion standard pe care, în mod normal, și Guerlain ar trebui să-l aibă, să ne-l dea, da, nu prea l-are întotdeauna, cred că m-am de... așa, descentrat aici. O mască mică de păr de la Aveda, Nutri Plenish. Am mai auzit de acest brand și am și avut produse de la ei și atunci am zis chiar vreau să văd cum sunt. Și cred că mai am ceva, oare? Ah, da. Nu am încercat până acum de la Biotherm Aqua Source Chica Nutri Cream, care ar părea, care pare a fi o cremă pentru tenul sensibil. Că tot n-aveam decât 1.700.000 de mostre, am mai adăugat-o și pe acest. Deci așa vine un asemenea setuleț Discovery Box de la Notina. Bun, mi-am luat vopsea de păr ca orice om gospodar înainte de sărbători. Mi-am luat Saio Soleo Intens, ca de obicei, că n-am revenit la asta. Și mi-am luat nuanța care m-am făcut acum recent, asta care sunt acum, și am luat și una mai deschisă să ne jucăm. De-apoi aia, vedem ce-o ieși. Ei, dar cadou, să zic, foarte practic și necesar la casa unei femei, e un nou epilator electric. Eu sunt de modă veche, mi-am luat de ăla cu IPL, dar l-am dat Nicolete pentru că nu mă înțeleg cu el, nu... Am senzația că, nu știu, că îmi dă niște stări de alea, de stres, de am senzația că mă radia, nu vreți să știți așa. Deci nu sunt eu încă pentru acel gen de epilare, mai așteptăm. Și mi-am luat de la Braun Silk Peel un epilator care are și shaver, shave, trim, depilate, wet and dry, gentle, perfect for beginner silk. Kepil 5, pentru că și înainte tot un silk kepil am avut, tot așa un set de ăsta care are și trimmer și de toate. Pe acela l-am cam de 10 ani, am făcut un calcul și am zis că ar fi cazul să... Oricum, de ceva vreme dă semne săracul că nu prea își cam dă duhul. Așa, și am zis, e cazul să revenim la un aparat nou care mă va ține și el cu siguranță 10 ani. Deci asta a fost comanda la Notino, ea era, depășea 500 și ceva de lei, n-am niciun fel de mostră, nimic de data asta de la ei, niciun fel de cadou, cam așa, adică totuși pentru o cheltuială de 500 de lei mă așteptam măcar pe lângă, în acest Discovery Box să mai impun o mostră, ceva, o chestie, da? În fine, nu mai comentăm, serviciile parfumeriilor din România lasă mult de dorit. Și ăsta a fost așa, un cadou utilitar, dar mai avut, a fost ceva, nu știu ce, promoție, un cod și l-aplicai și îți mai venea o reducere, în total a fost aproape 500 de lei, nu a fost 500 de lei, 490, 480 și ceva și cu transportul inclus. Asta este comanda la Notina. Și aici am un colet
Tare. Cum o să îmbalat el, uitați-l, e în hârtie cu note muzicale. Cineva care probabil știe muzică deja fredonează probabil ceva de aici sau tocmai spune că nu are cum să fredoneze. Îmi dau seama. Uite aici un si, do. Da, în fine, nu mă puneți acum să gând cu partitură pentru că nu sunt capabilă. Am făcut eu niște muzică așa la viața mea, dar nu atât de bine încât să pot să fiu capabilă să așa. Și Lorena, îți mulțumesc foarte mult, Mademoiselle Loren, de care mă bucur tare mult că a revenit pe YouTube și mă bucur, a fost complet neașteptat. Nu m-a așteptat de ceva, chiar când am văzut SMS de la Fan Curier, azi am văzut două SMS-uri, știam de Notino. Mai trebuia să primesc ceva de la Sensei și zic, o fi de la Sensei și când dau pe link, Lorena Teodorescu. Oh, zic, che pasa? Și hai să vedem ce este. Lorena, îți mulțumesc enorm de mult pentru că numai faptul că te-ai gândit, indiferent, tu știi foarte bine și voi mă știți foarte bine, la mine contează mult mai puțin ce este cadou, contează gestul în sine, cât de frumos a fost ambalat. Gândul ăla că cineva și-a luat acolo din timp și din energie și din resurse și mi-a primit un cadou, pentru mine e mare lucru. Bun. Stați așa că e atât de frumoasă hârtia asta de cadou. Chiar, Lorena, să spun de unde e luat hârtie de asta de cadou cu note muzical. Mi se pare foarte, foarte inspirată. Am să iau puțină pauză ca să nu vă fac cu capul. Da. Ia uitați. Aici e coletul. Sunt deja emoționată că văd aici un plic. Și iar o să probabil mi-a lăsat Lorina un mesaj de la casă leșin așa puțin. Așa. Da. Îți înțeleg foarte bine mesajul. Să știi că contează atât de mult chestia asta când cineva doar se gândește la tine și te întreabă cum te simți. Și am auzit chestia asta mai nou, acum spusă de către psihologi, că ne lipsește foarte mult discuția asta mai sensibilă și mai personală între noi oameni. Noi, de obicei, oamenii întrebăm, ce faci? Muncesc, școala, cum știu, dar nimeni întreabă, dar cum te simți? Bine, acum e un pic și ciudat, știi, să te întâlnești cu cineva, cum ar fi, știi, să te întâlnești cu un vecin, la intrarea în bloc să întrebi, dar cum te simți? O auzi, zic că... Simt bine cum să mă simt, că uite, nu știi, adică poți să bagi un pic, dar în momentul în care ai o discuție cu cineva mai pe termen lung și un moment mai personal și nu știu ce, contează foarte mult când întrebi pe cineva cum se simte, pentru că de multe ori avem nevoie să spunem chestia asta și nu avem cui, iar doar dialogul ăla cu tine e uneori inutil, adică e inutil, e uneori te încarcă mai mult, știi? Da, și bineînțeles, aici avem numai muzică în acest colet. Toate lucrușoarele ce sunt puse pe aici, au fost acoperite tot cu fie. Mamă, ce aici. Stați un pic că am impresia că se lasă cu prăjituri. Vai, mor, da. Să nu-mi zici că mi-ai făcut covrigei. Să nu-mi zici că mi-ai făcut... Nu, cornulețe cu gem de prune. Deci, Nu vrei să știi, Lorena, probabil că a fost o telepatie. Zilele astea m-am uitat pe la galantarele unor cofetării, mai mult astea virtuale. Deci m-am uitat la un moment dat pe Taz sau pe Glovo și am văzut la niște cofetării că aveau cornulețe de-astea de casă și prăjituri de-astea de casă. Nu cred că ar fi politicos să desfac acum și să mănânc, dar după ce închid camera, te asigur că asta va fi primul lucru pe care îl deschid. Hai să vedem cum arată. Oh, și avem și beteală. Păi asta va merge direct. Oh, avem beteală nouă, albă. Ce frumoasă. Lorena, te-ai văzut brăduțul meu mai chel așa și ce ai zis? Și dar cu alb. Și ce ai zis? Băi, hai să-l facem. Să-l aranjăm mai frumos. Uite, să știi că direct aici iau și eticheta. Direct aici am pus. Și am scăpat și foarfeca. Da? Deci deja arată mai omenește așa, arată brad parfum, da. Bun, punem eticheta aici înapoi, aici. Asta evident este pentru fiul meu, o să plece la el imediat, după ce închid aici camera.
Oh, și aici am niște chestii. Am niște chestii la Oriflame. Știi cât de mult mi-au lipsit chestiile la Oriflame? De parcă sunt un copil de la mic și prost, pe bune. Pentru că, pur și simplu, mi-a ieșit din atenție. Și Avon și Oriflame. Știi chestiile alea? Cred că toate am trecut în etapa adolescenței prin catalogele alea de la Avon și la Oriflame. Ia să vedem ce avem aici. Ce avem aici? Este o multă fundiță și avem, prima dată, avem un Novage 24 Intense Hydra Passion Power Drops. Avem un parfum care se numește All or Nothing Amplified. Oh, oh. Și avem Novage Proseutical Instant Peptid Ampul. Mamă, deci asta e un fel de mămica peptid. Ia uitați ce aici, tratament tătucu cu peptide, mamă, provăm peptide, că mai ales că sunt mare fană peptide. Trebuie să văd cum arată și serul ăsta, că în general știi că arată foarte bine. Tu ce înseamnă? Oho, oho, arată bine, deci 24 Power Drops. E cu acid poliglutamic și hydrolyzed red alge. Știu că la Oriflame există o echipă acolo de dezvoltare destul de puternică. Chiar urmăream la un moment dat pe fostul cont de Instagram, urmăream pe cineva care făcea parte din echipa de dezvoltare a produselor Oriflame și mereu erau acolo informații foarte utile. Chiar trebuie să-l caut pe nenea la Lorena, dacă cumva îl mai urmărești tu și ai contul acelui domn. Era un domn cu părul alb, așa, care făcea parte din echipa R&D Research and Development de la Oriflame și mereu prezenta, a făcut un scârț aici, deci e nou, și el mereu venea cu tot felul de noutăți și cu formule și explica acolo ce și cum. N-are niciun fel de miros. E... practic nu e niciun miros, e un miros ca de apă. Așa. Da, să știi că pe asta chiar încep să-l folosesc din seara asta. Îmi place foarte mult cum arată, cum se prezintă. Și mai într-o dată poliglutamic și alge roșii. Ce să zic, draga mea, îți mulțumesc tare mult. Pot să desfac și parfumul ăsta acum, ca să fim ca copiii amici proști care au primit cadoușile de sfat pe toate, că nu se pot abține. Doamne, dar ce surpriză mi-ai făcut! Ce surpriză mi-ai făcut! Stai așa, dar ce am făcut eu aici? Deci am des... Deci nu știu, am un stil de a desface pachete în ultima vreme. Probabil că nici nu mai am răbdare. Așa, ia să vedem. Și avem parfumul. Asta cred că l-am văzut pe la niște fete în ultima vreme. L-am văzut la undeva, a fost la un moment dat o explozie de... rozuleiul de ăsta. Arată ca o poșetă de aia, un clutch minodier, oare să zicem modelul ăla, poate scot acum vreo invenție lingvistică și s-o râdă toată lumea de mine, dar nu contează. Ia să vedem. Ia stai. Dar eu nu știu să desfac ăsta. Hai că am reușit să deschid, așa se deschide, fetelor, a descoperit și Ani ce are de făcut, o să dau un pic aici în cutie. Un parfum foarte vesel, e genul ăla de parfum foarte fructat acidulat, parcă cineva a zdrobit niște caise, piersici, portocale, zmeură. Dar și niște flori. Foarte, foarte vesel e parfumul acesta, foarte optimist. Și mi se pare foarte atipic pentru Oriflame. Parcă, nu știu, Oriflame avea parfumuri așa mai... parcă nu erau... N-am simțit, cel puțin până acum, genul ăsta. Și nu știu de ce mă duce un pic către Givenchy-ul Haute Couture, ăla cu miros de zmeură. Către ăla mă duce. Mhm. Foarte mișto, foarte mișto, și acum mi-a făcut și poftă de cornulețe. Lorena, îți mulțumesc extrem de mult, extrem de mult îți mulțumesc. Sper să ne vedem mai des în care vine, sper să ajung și eu la Oradea, că așa frumos a făcut la Oradea. Bine, Oradea întotdeauna a fost un oraș foarte frumos, îl știu de foarte mulți ani. Am avut niște delegații lungi acolo, am stat câte două săptămâni consecutiv.
Și îmi place foarte mult Oradea, foarte mult îmi place. Sper să, da, foarte bine miroase. Chiar o să mă dau cu el acum. Îmi place cum miroase, e vesel așa, e chiar e un parfum foarte optimist. Foarte plăcut, se cheamă, deci, All or Nothing. Asta îi spune și are și ceva, deci All or Nothing Amplified. Adică All or Nothing, da, amplificat. Bun, mulțumesc tare mult, Lorena. Și mulțumesc și Lotino că mi-ai trimis comanda, dar nu mi-ai pus nicio mostră în plus, frate, pentru comanda de 500 de lei. Da, trebuia să comenteze tătu cu ceva, mi se pare normal. Și încă ceva super drăguț, în coletul de la Lorena, cum am văzut, o decorațiune de asta, oare ai făcut? Lorena, oare tu ai făcut asta? Un îngeraș din mărgeruțe. Și o să meargă direct în pom. Vă dați seama că m-am băgat cornulețe. Lorena sunt foarte bune cornulețele astea. Să-mi zici și mie de unde le-ai cumpărat, ca să mai comand și eu. Asta cum însemna. N-am mai mâncat un burger, bineînțeles, fileo fish cu pește de la McDonald's de cel puțin un an de zile. Pentru că ultima oară când am mâncat, mi-a picat cam greu. Adevărul că atunci l-am luat, eram undeva în mașină, eram în tranzit, mergeam. Mă bucur, nu e chiar rău, am optat fără brânză cedar. Deci doar sandwich-ul cu pește, tot. Cartofi nu pot. Nu, vă rog frumos să nu cereți și asta. Dar are fi un safir, na, adolescenții ce mănâncă ei înainte de Crăciun. Și ei și-au comandat diverse chestii, nu știu ce, și am zis, hai să pun și un fileo fish făcut cum e. Eu sunt la capitolul mâncare. Eu știu că m-am învins deja în 2-3 2-3 cornulețe de aici. Lorena sunt super bune. Trebuie să le facem reclamă la oamenii ăștia. Deci sunt SC Vital, produserele din Lugașu de jos, Bihor. Cornulețe cu gem de prune, cu făină de grâu, gem de prune, untură de porc, smântână, oțet, ouă, sare, zahăr, pudră. Și sunt demențiale. Trebuie să vi le arăt un pic, că îmi place formatul. Nu orice fel de cornulețe de prune. E, dacă vă uitați. În capăt aici se vede așa, vedeți cum... Într-un capăt se vede prună, într-un capăt se vede așa cum e învolit. Și sunt frage de rău de tot. Eu chiar dacă sunt actul vegetarian, acum nu sunt nebună la cap, vai, eu nu mănânc care untură de porc, nu sunt în extrema aia, cornulețul de casă e bun cu untură de porc. Și un pic de untură de porc nu-i bai, ba chiar e bun la sănătate, mai ales în perioada asta de iarnă, deci nu vă feriți. Acum, normal, nu o să mâncați în fiecare zi, dar... Din când în când, cum mâncau bunicii noștri, doar pe perioada iernii sau în perioadele friguroase și când aveau mult de muncă și când nu mai aveau altceva ce să mănânce, mâncau pită cu un soare de asta de porc și contură și era foarte ok. După cum vă aduceți aminte, bunicii noștri și munceau multă muncă fizică și aveau nevoie de grăsime aia care mai are prin ea și colagen și alte chestii. Vezi, bunicele noastre nu luau... colagen cu lingurița și cu pasteluța, o luau pe original. Da. Așa că v-am arătat și că mai și mănânc. Nu o să mai îmi pun încă o pereche de ochelare, adică această mască, dar doar așa vreau să fac un final deosebit pentru vlogmasul numărul 8, pentru că până la numărul 8 am ajuns. Deși voi nu știu când o să-l vedeți. Ori pe... Ce este astăzi? Astăzi când filmez încheierea este 21 decembrie, este o zi însorită foarte frumoasă în București, nu știu cum va fi de Crăciun, dar se pare că arată bine vremea. Nu cred că o să mai filmez, sau dacă mai filmez ceva, probabil o să postez după Crăciun, pentru că la mine vlogmasul merge toată luna decembrie. Ha! Și vreau să vă urez... să aveți sărbătorile astea fix cum vreți voi, să vă puteți odihni, să vă puteți liniști, să vă puteți distra fiecare cum simte nevoia. Unii au nevoie de mai multă gălăgie, alții pur și simplu vor ceva mai liniștit, așa, cine călătorește să n-aibă avioanele întârzieri. Da, și ne revedem în următoarele
vlog măsură. Asta este ghirlanda pe care am primit-o ieri de la Lorena. Vă lăsasem oricum în acest clip și unboxing-ul cu colețelul de la ea. Și da, cam asta a fost vlogbasul meu până de Crăciun. Să vină ani în care să am mai mult timp și mai multă capacitate să fac mai multe.